Studenții Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Transilvania au avut ocazia să afle cele mai noi informații în materie de tehnologie de la reprezentanții celor 20 de firme prezente la eveniment. Cei interesați au vizitat standurile amenajate special pentru ei și s-au documentat cu privire la domeniul de activitate a fiecărei firme. Studenții au putut lua în calcul și o viitoare colaborare cu aceste firme, în calitate de practicanți sau chiar de angajați. Această cameră cu infraroșu urmărește mișcările șoferului și activitatea lui. Astfel, dacă șoferul va vorbi la telefon, aceste slide, aceste imagini se vor aprinde că conducătorul auto vorbește la telefon, că poartă ochelari, că poartă mască, că mănâncă, că bea, astfel încât se poate observa de ce s-au întâmplat unele evenimente. Diferența față de anii trecuți este că sunt mai multe companii, interesul studenților este din ce în ce mai mare, iar activitățile pe care companiile le organizează în afară de standuri. Avem concursuri, seminarii, ateliere. Având în vedere că sunt la automatică, aș vrea să merg pe partea de automatică, hardware, dar și pe software, bineînțeles. N-ai cum să faci hardware dacă nu știi și software. Sunt interesat cam de toate domeniile, numai că abia am ajuns aici și încă n-am apucat să le explorez pe toate. Sunt interesată de Siemens. În primul rând mi-au atras atenția cel mai mult, dar sunt deschisă și altor companii. Ai fi dispusă să te angajezi din timpul facultății dacă ai primi o ofertă? Cred că până în acel moment nu pot să-mi dau seama. Inițial în mintea mea e că nu. Aș vrea să mă acces pe facultate, să fie în regulă aici și apoi să mă și angajez. Firmele pentru care lucrăm sunt externe, clienți gen Caterpillar, Case New Holland, Busan. Avem proiecte și pe partea de automotive mai recent.